o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aer deodată în aer și să construim ceva sănătos. Sistemul în Republica Moldova este un putred și din simplu motiv este controlat de o singură persoană. Și această persoană este nu altcineva decât Ofetniuc. Vlad Filat a fost reținut la 15 octombrie după ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea în baza denunțului făcut de Ilan Șor, care a declarase că i-ar fi dat 250 de milioane de dolari mită pentru diferite favoruri. O săptămână mai târziu, Renato Usati publică mai multe interceptări care ar demonstra că între cei doi ar exista o legătură. Da, o din fiți. Și face. Muntim. Нет, ну мы так будет достаточно... Созвали эти комиссии или нет? Значит, она сказала, что она с 15-30 всех обзвонит и скажет. Давай, то я трусы должен себе купить. Понял. Как говорят, это камеры клаб труселя. Chiar din momentul în care a fost reținut, Vlad Filat a declarat că procesul său este unul politic. Este un spectacol cu interes clar politic. Se încearcă să pună în sarcina mea întreaga responsabilitate de ce s-a întâmplat în sistemul bancar. În postările sale pe o rețea de socializare, Filat l-a acuzat pe Plahotniuc de ce se întâmplă, inclusiv acum două săptămâni, când a scris că anume acesta i-ar fi scris sentința. Democratul nu a comentat acuzațiile. Deși au guvernat ani buni împreună, relațiile dintre cei doi au devenit tensionate acum 3 ani, când la 13 februarie 2013 Vlad Filat decide să rupă acordul alianței și să-l acuze pe Plahotniuc de toate relele. Această persoană și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară. A doua zi, Plahotniuc își dă demisia din funcția de vicepreședinte al Parlamentului și... Îndemn prim-ministru Filat să aibă curajul să-și dea demisia. Nu este el cel care să-mi ceară mie demisia. 4 zile mai târziu izbucnește un nou scandal de proporții. În presă sunt publicate înregistrări telefonice în care pe atunci premierul Filat apare dând indicații șefului de la fisc. Cum se spune, berul ăsta de... la probleme acolo, la... Când e blocat contul? Mâine. Și totuși, în baza acestor interceptări, pe numele lui Filat nu a fost pornit un dosar penal. În câteva săptămâni, însă, Vlad Filat și-a dat demisia din funcția de premier ca urmare a înțelegerilor cu PD și PL. Și după lungi negocieri, este desemnat din nou candidat la funcția de șef al executivului. În același timp, liderul PLDM își cere scuze de la Plahotniuc pentru cele spuse. Asemenea abordare este o greșeală. Doar că întâmplător sau nu, în aceeași zi, Curtea Constituțională decide că Vlad Filat nu mai poate fi premier, pe motiv că asupra lui planează suspiciuni de corupție. Decizia Curții Constituționale, care nu cred că a fost una întâmplătoare și care, la sigur, va intra în istorie. Iurie Leanca a devenit premier după acea decizie a Curții Constituționale, iar Vlad Filat a rămas fără funcții în stat. A revenit în Parlament în urma alegerilor din noiembrie 2014. Cariera politică a lui Filat a început în 1998, când revenit de la Iași, unde a făcut facultatea și și-a pornit câteva afaceri. Vlad Filat este numit șef al Departamentului de Privatizare și Administrare. Un an mai târziu devine ministru de stat în guvernul Sturza, iar în 2000 vicepreședinte al Partidului Democrat, condus de Dumitru Diacov, cu care la 5 aprilie 2004 l-a votat pe comunistul Vladimir Voronin președinte. Tot pe lista PD a fost deputat și a candidat la funcția de primar al Capitalei în 2007. Nu a devenit însă primar de Chișinău, așa că în același an părăsește Partidul Democrat și creează Partidul Liberal Democrat din Moldova. Noi suntem PLDM. Conducând un partid de opoziție, Vlad Filat s-a ales în perioada comunistă cu câteva dosare penale pentru privatizări ilegale și contrabandă cu țigări. A introdus prin contrabandă în România țigări. Deși atunci Filat califica acele dosare ca fiind politice, totuși în România el a figurat în celebrele dosare Țigareta 1 și Țigareta 2, despre care în 2008 scria pe larg ziarul Flux și pe care Vlad Plahotniuc i le-a amintit în 2013. Acuzații de contrabandă, de privatizări ilicite, de fraude, acuzații de pe gangster, toate aceste acuzații nu le-am adus eu. În 2009, PLDM cu Filat în frunte a venit la putere, Vlad Filat a devenit premier, a fost șef al executivului AIE 1 și AIE 2.